Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii În Lumina Cuvântului. Continuăm incursiunea noastră în epistola către Efeseni. Suntem la capitolul al doilea. Vom citi pentru această întâlnire de la versetul 4 la versetul 7. Iar invitatul nostru pentru ziua de astăzi este pastorul Iuliu Centea pe care îl salut și spun bun venit la emisiune. Pace. Înainte de a Enunța subiectul sau ceea ce ne propunem să discutăm în cadrul emisiunii. Aș vrea să citesc versetele pe care le-am anunțat pentru a le avea proaspete în mintea noastră. Și pasajul avut în atenție începe așa: Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că era morți în greșelile noastre, ne-a dus la viață împreună cu Hristos. Prin har sunteți mântuiți. El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești în Hristos Isus, ca să arate în viacurile viitoare nemărginita bogăția a harului său în bunătatea lui față de noi în Hristos Isus. Amin. Acesta e textul asupra căruia ne vom uh, opri în uh, al dezbate și al uh, aplica la viața personală, la trăirea noastră. Uh, aș începe prin a spune că acest capitol 2 din FSN este unul dintre cele mai uh, importante capitole din uh, Cartea Sfântă. Și nu spun lucrul acesta încercând să minimalizez importanța uh, altor capitole sau altor cărți din, din Cartea Domnului. Uh, ce este interesant că în introducerea cărții, uh, în primul capitol, Apostolul Pavel vorbește despre poziția pe care o avem noi în Hristos și mi se pare evident faptul că în această epistolă apare foarte mult expresia în Hristos, care e o expresie paulină, iar în capitolul al doilea, apostolul Pavel arată pe de o parte ceea ce am fost noi fără Hristos. Deci mai întâi ne arată ce avem în Hristos, ceea ce suntem în Hristos. Apoi ne aduce aminte ce am fost, Uneori uităm ce am fost. Și în pasajul pe care l-am citit în ziua de astăzi, ne arată cuvântul lui Dumnezeu cum am ajuns să fim ceea ce suntem în Hristos. În orice caz, versetul cu care am început, versetul 4, începe cu acest cuvânt, dar, și probabil că acest cuvânt, dar din pasajul avut în, în, în atenție, este cea mai extraordinară întrerupere din istoria umană. După ce Apostolul Pavel ne, ne arată că omul fără Hristos este mort spiritual, nu fizic, spiritual este mort, ne spune că un om mort spiritual trăiește în greșeli, în păcate. Trăiește în neascultare față de Dumnezeu, trăiește doar pentru poftele firii pământești, iar rezultatul unei asemenea vieți, a, a unui a unei asemenea stil de viață, este că omul se găsește sub mânia lui Dumnezeu. După care trece la pasajul pe care l-am citit. Dar Dumnezeu, care este bogat, în îndurare pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit și ne spune lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu în viața noastră. Întotdeauna când apare cuvântul dar, e o schimbare de direcție. Lucru se poate exemplifica și din alte pasaje din Sfânta Scriptură. Așa să ne oprim în discuția noastră asupra lucrării pe care a făcut-o Dumnezeu în viața unui om credincios. Epistola către Feseni este considerată coroana epistolelor Apostolului Pavel. Prezintă taina bisericii. Pentru că a fi în Hristos înseamnă a fi și în biserica care este scrisă în ceruri. Sunt două lucruri sinonime. Cine este în Hristos este și partea bisericii lui Hristos care este scrisă în ceruri. Lucrarea aceasta a harului, a milei lui Dumnezeu, este motivată de iubirea lui Dumnezeu. În mod deosebit, versetul 4 acest lucru evidențiază. Care este motivul pentru care Dumnezeu a făcut ceea ce a făcut? Versetul 4 spune lucrul acesta. Dar Dumnezeu care este bogat în durare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit. Deci toată lucrarea de mântuire este motivată de iubirea lui Dumnezeu. Se vorbește despre aparenta contradicție între imaginea lui Dumnezeu din Vechiul Testament și imaginea lui Dumnezeu din Noul Testament. Nu este nicio contradicție. Dumnezeul Vechiului Testament este tot iubire, Dumnezeul Nou Testament este tot iubire. Însă, în Noul Testament apare această manifestare a iubirii la superlativ lui Dumnezeu, prin Isus Hristos. Deci vedem în Biblie o manifestare progresivă a iubirii lui Dumnezeu. Dragostea cea mare, deci vedem această expresie și cantitativă. Dragostea cea mare. Deci dragostea cea mare s-a arătat a lui Dumnezeu doar prin Isus Hristos. Nu înseamnă că Dumnezeu, Dumnezeu a fost iubire și în Vechiul Testament. Dar Dumnezeu nu și-a arătat nivelul acesta al iubirii. Dumnezeu și-a arătat nivelul acesta al iubirii, dragostea cea mare, doar în Noul Testament și doar prin Iisus Hristos. Și Apostolul Pavel face referire la această dragoste mare, la această dragoste la superlativ, cu care ne-a iubit. Deci, dragostea cea mare Dumnezeu a fost motivația pentru care a lucrat la mântuirea noastră. Uh, e interesant că. Uh, creștinismul este singura religie care vorbește despre un Dumnezeu al iubirii, al dragostei dacă ar fi să ne uităm la celelalte religii observăm Dumnezei foarte mânios, supărați capricioși, care trebuie îmbunați, trebuie să li se câștige atenția cuvântul lui Dumnezeu Biblia este singura carte care ne vorbește despre faptul că primul pas nu îl face omul Către Dumnezeu, ce-l face sau l-a făcut deja Dumnezeu către om. Și l-a făcut dintr-un singur motiv, pentru faptul că ne-a iubit. Vorbeai despre măsura iubirii lui Dumnezeu, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe singurul lui fiu, ca oricine crede în el să nu piară ce să aibă viața veșnică. Însă, cu toate acestea, foarte mulți oameni îl consideră pe Dumnezeu și acum. Uh, un Dumnezeu distant, uh, un Dumnezeu dezinteresat, uh, un Dumnezeu care are altă preocupare decât să își exprime dragostea față, față de oameni. Uh, chiar un Dumnezeu răzbunător sau un Dumnezeu care îți inspiră mai degrabă teamă și frică uh, în sensul de a te speria de asemenea, un asemenea Dumnezeu. Adevărata față lui Dumnezeu vedem în Iisus Hristos și modul cum s-a purtat Isus Hristos nu se încadrează în această imaginație a oamenilor despre Dumnezeu. Când îl vedeau pe Isus, oamenii nu se speriau, nu aveau această stare de, de înfricoșare, ci era stare de bucurie. Hristos este întipărirea ființei lui Dumnezeu. Hristos este imaginea vizibilă a lui Dumnezeu. Și modul cum oamenii îl percepeau pe Hristos este modul corect în care și noi trebuie să-L percepem pe Dumnezeu. Hristos a dovedit iubirea lui Dumnezeu. Era considerat prietenul vameșilor și păcătoșilor. Deci iubirea lui Dumnezeu nu era iubirea unei caste religioase, a fariseilor și a saducheilor, niște religioși mai liberali. Hristos a iubit pe toți. Și vedem în pagina Evangheliei modul cum s-a arătat această iubire, inclusiv față de Iuda. După trei ani jumătate, Hristos încă l-a iubit pe Iuda, deși știa că este drag de la început, deși știa că este hoț, și tot l-a iubit. Și când Iuda are actul trădării, zice, prieteni, Iisus, dovadă de iubire. Deci, în Hristos vedem adevărata fața lui Dumnezeu și vedem în toate faptele, în toate vorbele lui Hristos că este o dragoste echilibrată. Este o dragoste care include pe toți. Dar această dragoste lui Hristos nu înseamnă slăbiciune și nu înseamnă anularea dreptății. Vedem o a dragostei cu dreptatea. Și în Hristos vedem în, în această împletire absolută a iubirii. Și de aceea putem să spunem că există echilibru în iubirea divină, echilibru dovedit în viața lui Isus Hristos. Deci viața lui Isus Hristos este cea mai bună dovadă cum este iubirea lui Dumnezeu. Cineva spunea referitor la psalmul 85 Relația aceasta între Hristos și Dumnezeu. Versetul 10 și 11: Bunătatea și credincioșia se întâlnesc, dreptatea și pacea se sărută, credincioșia răsare din pământ și dreptatea privește de la înălțimea cerurilor. Chiar referitor la modul în care creștinii au înțeles lucrarea lui Hristos și imaginea lui Dumnezeu. A existat, de exemplu, o învățătură care spunea că, de fapt, jertfa Domnului a, a avut menirea de a-L de a potoli pe Dumnezeu care era mânios. Și în felul acesta, noi am putut să fim răscumpărați de către Dumnezeu. Vorbind despre jertfa Domnului, trebuie să înțelegem ce rol a avut jertfa Domnului Sus. Unul n-a fost un rol decorativ, deci nu a murit așa doar ca să dea un exemplu, cum susțin unii. 2. Nu a avut un rol de a plăti satanei, ci realmente a fost uh, totul legat de caracterul lui Dumnezeu. Dumnezeu este drept și plata păcatului este moartea. Hristos uh, și-a adus sângele nu satanei, citim în cuvântul lui Dumnezeu, și a dus sângele înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu. Hristos, ca să căutăm un cuvânt să explice cel mai bine rolul jertfei lui Iisus, moartea lui a fost o moarte în locul nostru și pentru noi. Deci a murit în locul nostru. Noi trebuia să plătim cu viața noastră plata pentru păcatele noastre. Hristos a murit în locul nostru. Citim în Isaia 53 despre această jertfă fantastică lui Hristos profețită. Și permiteți-mi să citez, pentru că profeția din Isaia 53 este o profeție unicat despre rolul jertfei lui Iisus Hristos, despre rodul jertfei lui Iisus Hristos și de fapt ce s-a întâmplat în această jertfă lui Iisus Hristos. Isaia 53, de la versetul 4. Totuși, El suferințele noastre le-a purtat și durile noastre le-a luat asupra Lui. Și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre. Deci El a murit în locul nostru și pentru noi. A luat asupra Lui toate păcatele noastre, zdrobit pentru frădegile noastre. Pedeapsa care îl dă pace a căzut peste El. Deci, noi trebuia să luăm această pedeapsă. Hristos, de bună voie și nesili de nimeni, a, prin răstignirea de pe cruci, a luat asupra lui această pedeapsă care ne dă pace, a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Moartea lui Hristos a fost o moarte substituționară. N-a avut un rol decorativ, ci a împlinit dreptatea lui Dumnezeu. Deci moartea lui Hristos arată atât dragostea lui Dumnezeu, cât și dreptatea lui Dumnezeu. Când spune Apostolul Pavel aici despre Dumnezeu care este bogat în îndurare, în ce sens Dumnezeu este bogat în îndurare față de noi? Pe când omul, să spunem, este departe de el, este neconvertit, neîntors la Dumnezeu, în ce fel Dumnezeu își arată îndurarea față de un om nemântuit? Dumnezeu și-a dat îndurarea față de omne prin inițiativa divină. Deci inițiativa mântuirii noastre vine de la Dumnezeu. Nici nu știam că este posibilă mântuirea. Deci Dumnezeu a avut inițiativa, Dumnezeu l-a trimis pe Iisus Hristos să moară în locul nostru și pentru noi. Această inițiativă vine de la El. Însă, îndurarea lui Dumnezeu se arată și în ceea ce privește deschiderea pe care o oferă această mântuire. Oricine, oricine, crede în el să nu piară și să aibă viață veșnică. Această îndurare nu ține cont de etnie. Dacă favorul religios în Vechiul Testament era față de Israel, favorul mântuirii nu mai este legat de o națiune, ci este pentru toate națiunile. Deci este o îndurare pentru toate națiunile. Dacă în Vechiul Testament era și o meritocrație. Dacă respectai legile, trăiai prin această respectare. În Noul Testament, vii așa cum ești. Așa cum ești, indiferent de trecutul tău, vii. Aici este îndurarea, îndurarea care acoperă trecutul tău, acoperă păcatele din trecutul tău și îți dă iertare, o iertare integrală, o iertare totală. Deci tu, prin credință, primești iertare de toate păcatele. Și spune în Matei, în, în Luca 24, în, era chiar această necesitate de a predica despre iertarea păcatelor. Iertarea păcatelor care includea iertarea tuturor păcatelor. În Luca 24 de la versetul 46 și 47 și le-a zis, așa este scris și așa trebuia să pătimească Hristos și să înveze a treia zi dintre cei morți. Și să se propovăduiască tuturor neamurilor și aici vedem această deschidere a îndurării care nu se mai concentrează pe națiune în numele lui pocăința și iertarea păcatelor. Deci vestea bună era că există iertare de păcate. Îndurarea care se referă la trecut. Îndurarea care îți dă putere ca să îți pui trecutul în ordine prin iertare, prin restaurare și apoi este această îndurare în prezent această îndurare a transformării. Pentru trecut ai parte de iertare, de toate păcatele și în prezent ai parte de această îndurare a transformării, despre care vorbește cuvântul lui Dumnezeu, să fim transformați în același chip al lui Iisus Hristos. Deci ești iertat și în prezent ești transformat, iar în viitoare ai un destin de glorie. Deci o îndurare care îți acoperă trecutul, o îndurare care îți dă direcție în prezent, și îndurare ca să dă o speranță lui Destin în viitor. Iertare pentru trecut, transformare după clipul lui Hristos în prezent și un viitor de glorie în viitor. Deci, îndurarea nu este doar o îndurare punctuală, ci este un flux continuu. Și când te deschizi față de Hristos prin credință, intri în acest flux al îndurării. Uh, nu la întâmplare, Cuvântul lui Dumnezeu este numit uh, vestea bună. Uh, spun lucrul acesta pentru că trăim într-o perioadă în care auzim uh, peste tot vești rele. De fapt, chiar construcția masmediei este oarecum focalizată pe a prezenta în mod special toate știrile și toate veștile care au conținut negativ. Biserica este ultimul loc în care omul vrea să audă încă ovesterea. Cât de important este ca în lucrarea de predicare să se prezinte într-adevăr Evanghelia, care este cea mai bună veste pe care un om o poate avea. Și mă gândesc la modul în care Apostolul Pavel uh, construiește capitolul 2 din Efeseni. El nu spune doar sunteți morți, sunteți conduși de prințul puterii văzduhului nu spune doar că pe voi doar poftele vă interesează sau neascultarea, că sunteți sumânia lui Dumnezeu, dacă s-ar opri doar aici cuvântul, asta n-ar însemna vestea bună. Vestea bună înseamnă să prezentăm și ce urmează în continuare. Faptul că în ciuda stării în care omul se găsește, Dumnezeu are o soluție. Vesetul 5. Măcar că eram morți în greșelile noastre ne-a la viață împreună cu Hristos, prin har sunteți mântuiți. Soluția lui Dumnezeu la problema morții noastre spirituale este învierea spirituală. Este bun. Prin Hristos suntem aduși la viață. Expresia aceasta ne-a dus la viață, împreună cu Hristos. Noi experimentăm la nașterea din nou. Atunci când prin credință din toată inima credem în Hristos și ne unim cu Hristos, devenim părtași la viața care este în Hristos. De aceea spune, ne-a dus la viață împreună cu Hristos. Deci vedem o altă expresie, dacă până acum am vorbit despre în Hristos, acum vorbim de cu Hristos. Cum este posibil ca un om să fie uh, în altă parte răstignit împreună cu Hristos, îngropat împreună cu Hristos, înviat împreună cu Hristos, când evenimentele acestea din punct de vedere istoric au avut loc cu multă vreme înainte. Atunci când noi ne unim cu Hristos, ne unim și cu aceste experiențe, ne unim și cu învierea lui Hristos, ne unim și cu răstignirea lui Hristos și ne unim și cu poziția lui Hristos din ceruri. Pentru că unirea aceasta cu Hristos aduce și unirea cu beneficiile slujirii lui Hristos, beneficiile experiențelor pe care le-a avut Hristos uh, în sensul acesta al învierii. John Stott chiar are un studiu despre aceste prepoziții cristologice. În Hristos, cu Hristos, pentru Hristos. E extraordinară această concentrare, totul legat de Hristos. În Hristos, arată includere. Cu Hristos arată asociere. Pentru Hristos arată scop. Cu Hristos. Deci eu dacă m-am unit cu Hristos, m-am unit și cu răstignirea și învirea Lui. În sensul acesta, versetul 5, ne-a dus la viață împreună cu Hristos. Watchman are un studiu despre epistola către FSN și sintetizat în trei cuvinte. Șezi, umblă, luptă. Deci aici suntem la primul cuvânt, șezi, cu Hristos. Adică te-ai unit cu Hristos, te-ai unit cu ce a făcut El, cu binecuvântările acestea, cu realitățile acestea. De fapt, Hristos este viața. Când mă unesc cu Hristos, mă unesc cu viața. Hristos zice, eu sunt în învierea. Când mă unesc cu Hristos, mă unesc cu învierea. Deci derivă și din identitatea lui Hristos. Și din identitatea lui Hristos, El este învierea și prin ce a făcut Hristos a fost înviat. Deci, oricum, mă unesc cu învierea. Uh, versetul 6 spune: El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești în Hristos Isus. Uh, sunt, uh, zic eu, aici câteva aspecte care ar trebui clarificate. Uh, poate pentru cel care este familiarizat și uh, este întors la, la Dumnezeu. Uh, acest cuvânt este foarte clar. Dar mă pun și în situația celui care poate citește prima dată cuvântul acesta și ajunge la expresia asta că locurile cerești. Care sunt locurile cerești în care ne așează Hristos? Și cum se face că, pe de o parte, suntem în locurile cerești, dar noi suntem aici pe pământ. Șez, umblă, luptă. Deci, cuvântul șez, unde să, unde să șez? În Hristos. Unde este Hristos? În locurile cerești. Această unire a noastră cu Hristos. Că aici e tot secretul. Eu mă unesc și cu poziția lui Hristos. Eu sunt în... Și de fapt, expresia cheie a Apostolului Pavel este în Hristos. Dacă nu înțelegi asta, nu înțelegi nimic din Apostolul Pavel. Când eu devin partea lui Hristos, mădular din trupul lui Iisus Hristos. Când la... se întâmplă lucrul ăsta? Acest lucru se întâmplă când eu mă unesc cu Hristos, la nașterea din nou. Când eu intru în Hristos și Hristos intră în mine. Este marele simultan. Deci, în Hristos și Hristos în mine. Deci cele două lucruri se întâmplă în același timp. Când Hristos intră în mine, eu intru în Hristos. Deci asta e foarte important să, să înțelege. Deci eu intru în Hristos, Hristos intră în mine. Sau Hristos intră în mine, eu intru în Hristos. Deci ori de unde o iei. Pavel folosește și expresia Hristos în mine, dar mai des folosește expresia în Hristos. Ca să înțelegem mai bine, în Hristos devine o realitate pentru mine când Hristos intră în mine. Aș aminti aici și 2 Corinteni 5 cu 17. Dacă este cineva în Hristos, este, este o ctitorie nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut O ctitorie în original. O lucrare. O lucrare, o operă, o capodoperă. Ești o capodoperă nouă. Dar, deci nu poți să legi, să dai la o parte. Nu este un ritual religios, că mai nou în, noi considerăm toate astea un ritual religios. Când te-ai confirmat, când te-ai botezat, nu, nu, nu. Poate să fie un ritual religios care să nimic de a face cu Hristos, doar cu forma creștinismului, să-i tăgăduiești puterea. Când Hristos este în mine, în același timp eu sunt în Hristos. Când Hristos nu mai este mine, nici eu nu mai sunt în Hristos. De deci cele două lucruri sunt uh, cele două fațete ale unei singure realități, care nu se pot dezlipi una de alta. Nu poți să zici, eu sunt în Hristos și Hristos nu este mine. Nu. Dacă Hristos este mine și eu sunt în Hristos. Dacă eu sunt în Hristos, Hristos este mine. Când una nu mai e valabilă, nici altul nu mai e valabilă. Uh, am remarcat că expresia aceasta în locurile cerești apare de câteva ori în uh, epistola către Efeseni. În capitolul 1, versetul 3, zice cuvântul Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești în Hristos Isus. Și urmează să detalieze în capitolul 1 care sunt acele binecuvântări în Hristos. Apare capitolul 2 unde am citit că noi suntem împreună cu Hristos în locurile cerești. Și capitolul 6, versetul 12. Căci noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui viac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Asociez la Efeseni și ce spune Pavel în Filipeni. Filipeni 3 cu 20 dar cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca Mântuitor pe Domnul Isus Hristos. Pavel nu are o, doar o singură imagine, imaginea aceasta în Hristos și Hristos în mine, ci are și imaginea aceasta a împărăției cerurilor, împărăția lui Dumnezeu. În momentul în care Hristos este mine și eu sunt în Hristos, eu devin cetățean al cerului. Nu mai sunt doar cetățean al pământului. Și cred că așa înțelegem cel mai bine. Am o dublă cetățenie. Am o cetățenie a pământului, care poate fi singulară sau depinde dacă cetățean la mai multe, al mai multor națiuni. Dar, pe lângă cetățenia pământului, am o cetățenie a cerului. Deci în sensul acesta dublă. Și tot, tot la fel. Trăiesc și pe pământ, dar am și dimensiunea cerească. Pentru că atunci când m-am unit cu Hristos, m-am unit și cu poziția Lui în cer, în locul ce sunt. Stau în El, în Hristos. Dar Pavel vrea să i educe pe cei din Filipii să înțeleagă această dublă cetățenie. Cetățenia noastră este în ceruri. Stați puțin. Voi sunteți și, Pavel, pentru Pavel conta cetățenia romană și Pavel scrie către filipeni. Poate nimeni nu în, știa așa de bine să prețuiască cetățenia romană ca și colonia romană din Filipii. Unii dădeau bani grei să fie cetățeni romani. Și când le spune, stai puțin, este o cetățenie mai importantă decât cetățenia romană, cetățenia cerească. Deci voi trebuie să trăiți în aceste două coordonate, cetățenia romană sau cetățenia pământească și cetățenia cerească. Deci așa se explică cum în același timp avem cetățenia cerească și conform Filipen 3 cu 20, această cetățenie ne face să așteptăm ca Mântuitor pe Domnul Isus Hristos, deci ne avem așteptare, această cetățenie ne face, ne dă o motivație pentru a doua venire a Domnului. Viitorul nu este al cetățeniei pământești, viitorul este al cetățeniei cerești. Cetățenia pământească este temporară, statutul nostru pământesc este temporar, statutul nostru etern este real. Cetățenia noastră cerească este reală și poziția noastră în locurile cerești în Hristos este reală. Și atunci avem acești termeni de comparație. Eu trăiesc cetățenia pământească, sunt supus și trebuie să fiu primul la fapte bune, cum spune în tit, Însă în cetățenia cerească, cerească am altă identitate. Eu sunt în Hristos. Eu stau în locurile cerești. Însă și Ioan asociază această idee cu spusele lui Pavel. Cum asociază Ioan? Ideea de a sta în locurile cerești. În Apocalipsa, capitolul 3, cu 21, vedem această asociere a ideii de a sta în locurile cerești. Apocalipsa 3, cu 21. Celui ce va birui, îi voi da să șadă cu mine, adică cu Hristos. Unde? Pe scaunul meu de domnie. După cum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul de domnie. Deci ca să păstrez această poziție, eu trebuie să trebuie să biruiesc. Deci nu este o poziție în care eu pot trăi cum vreau eu. Eu trebuie să lupt pentru această poziție pe care o am în Hristos. Dacă sunt în Hristos și spuneai că trebuie să luptăm, să rămânem în acea poziție, înseamnă că învățătura aceea a păstrării Sfinților în Har, indiferent de ce vor face, în ghilimele, Sfinții aceia, nu potrivește cu Cuvântul lui Dumnezeu învățătura aceasta este o învățătură unilaterală. Trebuie să avem o învățătură complexă. În, și în ce înseamnă învățătură complexă? Dumnezeu îmi dă libertate. Și această libertate, dacă o interpretăm din perspectiva Evangheliei după Ioan la capitolul 15, înțelegem la ce se referă este o parte frumoasă învățăturii păstrării Sfinților în Har, însă este și un lucru care trebuie adus la realitate. Care este lucrul adus la realitate? Ion 15, versetul 4 și în continuare. Rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. După cum lădița nu poate aduce roade la sine dacă nu rămâne în tot așa nici voi nu puteți aduce roade dacă nu rămâneți în mine. Și versetul 5 o să subliniez. Eu sunt vița, voi sunteți mădițile. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu aduce multă roadă, că își despățiți de multe nu puteți face nimic. Dacă nu rămâne cineva în mine, este aruncat afară, ca mlădițele și îi se usucă. Apoi mlădițele uscate sunt strânse aruncate în foc și ard. Deci aici e vorba de cineva care a fost în, în Hristos. Nu? Deci, atunci a, Hristos, dacă o luăm în sens absolut, doctrina păstrării Sfinților Har, cum mai rămâne cu ideea aceasta dacă nu rămâne cineva în mine? Înseamnă că a fost cineva în el și poate să nu rămână în el. Deci ce poți să nu rămâi în el. Deci e o problemă a ta. Nu este o chestie fanatică. Deci ce să înseamnă mâine? tăiat? Înseamnă că pierzi statutul. Ce Te înseamnă, înseamnă se usucă? Din moment ce nu mai ești nădiță și nu mai ești în Hristos, nu mai e viață. Se referă la viața spirituală. Categoric, e vorba de un alt destin. E vorba de un destin fără Hristos. Unul dintre cuvintele care îmi plac foarte mult, îl amintesc, de exemplu, și la botezul în apă, atunci când îl avem ca o sărbătoare în adunare, este tot din capitolul 2 din Efeseni, versetul 19, și are legătură cu calitatea de cetățean al împărăției lui Dumnezeu. Și zice așa, așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu. Faptul că un om este cetățean al cerului trebuie să se vadă și în felul în care el trăiește aici, că el aparține împărăției lui Dumnezeu. Uh, și cred că nu la întâmplare Apostolul Pavel își alege cuvintele pe care le folosește. Nu mai sunteți străini. Până la întoarcerea la Dumnezeu am fost străini de rugăciune, străini de cuvânt, străini de adunare. Uh, nu mai poți fi străini de aceste lucruri din moment ce uh, în viața ta sau în viața mea uh, a existat această înviere din morți sau oaspeți ai casei. Un uh, musafir. Uh, are un anumit statut. Dar, de exemplu, dacă ai musafiri acasă, nu îi pui să-ți facă curățenie. Nu îi trimiți la bucătărie, mergeți și spălați toate vasele, pentru că sunt musafiri, nu îi pui la treabă. Dar odată ce un om a devenit un copil al lui Dumnezeu, nu mai poate să aibă statutul acela de musafir sau de oaspete, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții oameni din casa lui Dumnezeu. Contextul acesta în care românii au avut ocazia să plece peste granițe în alte țări ne-a arătat cât de important este să ai statut de nu doar de cetățean, să ai drept de lucru, cât de important este să, să fii într-o anumită țară și să nu fii doar un simplu străin, un. Om care a ajuns să fie un musafir acolo, și cât de greu a fost integrarea în multe zone pentru a dobândi anumite drepturi. Ideea de cetățean are latura drepturilor, dar are și latura responsabilităților. Faptul că ești cetățean american, dau un exemplu, care este prețuit de foarte mulți. Oamenii se luptă pentru un green card, pentru a primi cetățenie americană. Asta nu înseamnă că îți dă dreptul să faci tot ce vrei. Implică responsabilitate în trăirea noastră. Vezi, este o frumusețe a identității noastre. Și Pavel exprimă această frumusețe. Nu doar prin unirea noastră cu Hristos, adică suntem în Hristos <coughs> și cu Hristos și exprimă și prin ideea de cetățenie. Dar, hai să recitim ce zice în versetul nostru, ce fel de cetățeni. Suntem cetățeni cu Sfinții. Ei, această împărăție este împărăția Sfinților. Însă conceptul de Sfânt e total diferit de conceptul popular de Sfânt. Mintea noastră, Sfântul este un om slab, pe pereți, uscățiv, care nu râde niciodată, are merite deosebite să fie declarat Sfânt. Nu. No, nu era o castă a unor declarați Sfinți. În Noul Testament, toți care s-au unit cu Hristos erau Sfinți. Mă uit în Efeseni și chiar aș îndemna pe cei care ne urmăresc în cadrul acestei emisiuni să facă un studiu al cărții ca să vadă de câte ori apare cuvântul acesta în epistola către Efeseni, uh, și anume Sfinții. Eu citesc doar versetul 1 din primul capitol. Pavel, apostol al lui Isus Hristos, prin voia lui Dumnezeu, către Sfinții care sunt în Efes. Și credincioși în Hristos Isus. Uh, E vorba de două categorii diferite? Uh, sfinții pe de o parte, credincioșii pe de altă parte? Sau sunt uh, denumiri interschimbabile care vorbesc despre acea, aceeași categorie de oameni? Îți răspund tot cu un citat biblic, Efesen 3,8. mie care sunt cel mai neînsemnat dintre toți sfinții. Pe mintea noastră, Nu Pavel, se lăuda? Nu se lăuda Pavel? În mintea noastră, Pavel nu e cel mai nensemnat dintre toți sfinții. Mintea noastră este chiar mare sfânt. Dar Pavel în ce sens s-a considerat cel mai neînsemn dintre toți sfinții? Cești, membri ai bisericii. Comparativ cu trecutul lor, Pavel era neînsemnat, a fost prigonitoare al biserici. Ei erau prigoniți unii dintre ei, în sensul acesta. Pavel consideră conceptul de sfânt într-un mod total diferit de noi. Sfânt nu înseamnă perfect. Spune în Apocalipsa, cine sfânt să se sfințească. E un paradox în da. exprimarea În respectivă. mintea noastră sfânt înseamnă perfect. În conceptul lui Pavel nu. Sfânt înseamnă un om pus deoparte pentru Hristos, care a început să pornească pe drumul lui Hristos. Acest este. De... Și acest sfânt trebuie mereu să se sfințească. Deci nu este în un statut încheiat, ci este un statut deschis. E sfânt și mai multe sfințenie. Deci De aceea este penibil să insinuez că astăzi nu mai sunt sfinți și că toți suntem păcătoși. Nu e adevărat. Toți cei care sunt uniți cu Hristos conform terminologiei din FSN sunt sfinți. Însă sfinți care mai au nevoie de sfințire. În cultura noastră în care trăim și nu spun lucrul ăsta ca să arată uh, cu, cu degetul așa într-un sens amenințător sau uh, așa cum nu aș vrea să apară ceea ce spun. Dar în, în cultura noastră românească sfinții nu sunt în viață. Un om poate fi sfânt doar după ce a murit și dacă întrunește anumite condiții. De exemplu, Papa Ioan Paul al II-lea a fost canonizat ca sfânt la 5 ani după plecarea din lumea aceasta. Trist. Trebuie o revoluție identității pentru noi. Ce înseamnă revoluție identității? Să avem identitate conform noului testament și conform noului testament. <coughs> toți. Care s-au unit cu Hristos erau considerați Sfinți. De fapt <coughs> conceptul de Sfânt era conceptul mai răspândit de conceptul de membru. Nu că nicăieri membru. Erau Nici toți... nu apare și cuvântul membru. În... Și nu este doar în FSN. Găsim această gândire și în alte epistole. Hai să mergem mai departe. În Filipeni 4 cu 22. Toți sfinții vă trimit sănătate. Mai ales cei din casa cezarului. Din casa cezarului erau sfinți. Toți, toți sfinții vă trimit. Nu zice toți membrii, toți sfinții. Era în viață. Deci erau în viață. Nu, nu sunt salutări de la morți aici. Deci un argument că în gândirea Noului Testament sfinții sunt cei vii. Și chiar dacă sunt unii în casa cezarului, deci implicați în politică toți erau sfinți. Să spunem chestia asta? Uh, acum că tot ai dus în discuție treaba asta, sunt oameni care spun uh, ce, nu amesteca Biblia și politica, nu amesteca Biblia și afacerile. Uh, ca și cum uh, ce faci la biserică? este un segment care ține doar de biserică, ce faci de luni și până sâmbătă e cu totul altceva, nu le amestecam împreună. Nu cumva asta e tot mai... Concepția tocmai... biblică este de sfânt, șapte zile pe săptămână, 24 din 24. Deci nu este o demarcație sfânt doar la adunări, ci sfânt non-stop, on-groș, on-detail sfânt, adică pus deoparte pentru Isus Hristos și cel care merge pe drum cu Isus Hristos. Era, asta este era cea mai în plastică definiție ce însemna sfânt pe vremea aceea. Repet, nu însemna un perfect. Și în terminologia Noului Testament, toți sfinții vă trimit sănătate, sfinții care sunt în Efes, sunteți sfinți. În se referă, adică puși deoparte pentru Isus Hristos. Și având această mentalitate de oameni puși deoparte pentru Isus Hristos, de la identitate venea comportamentul pentru că ăsta e tiparul apostolic Pavel uh, sublinează identitatea pe care o au ca să pretindă comportamentul deci eu de ce trebuie să am acest comportament fiindcă am acest statut eu sunt cetățean al împărăției cerurilor, eu sunt cu Hristos în locurile cerești, sunt unit cu el eu sunt sfânt și în sensul acesta eu trebuie să am acest comportament dar dacă diavolul îmi dă o confuzie identității. nimeni nu-i sfânt în ziua de azi. Da, nimeni, toți suntem Am auzit în de exprimarea asta. aceste astfel. lucruri sunt baliverne, care nimic nu au de-a face mm -hmm. cu Biblia. În, ci pur și simplu sunt o confuzie, o turmentare a identității. Ce vrea Satan de la noi? Să aducă o confuzie identității. Dacă n-am o identitate stabilă, mă voi comporta ca tare. Dacă am o mentalitate de sclav, voi trăi ca un sclav. Dacă am o mentalitate de fiu al regiului regilor regilor, de membru al familiei regale lui Dumnezeu trebuie să mă comport ca tare. Deci totul pleacă de la identitate. Pavel sublinează identitatea lor. Asta sunteți în Hristos. Asta e poziția voastră. Cum zice și oașmeni șezi. Apoi umbli datorită identității și apoi lupți. Ne apropiem de finalul acestei emisiuni în care am vorbit iată despre identitatea noastră în Hristos și cred că potrivește să aducem în atenție și ce spune Pavel la Roman 6 11. Tot așa și voi înși vă socotiți-vă morți față de păcat și vii pentru Dumnezeu în Isus Hristos, Domnul nostru. Și ca să fie perspectiva aceasta a socotirii, să nu cuprinde doar trecutul, ci și viitorul, eu să Citesc și versetul 7, ca să arate în viacul viitoare nemărginită bogăție Harului Său în bunătatea Lui față de noi în Hristos Isus. Deci eu trebuie să-mi socotesc și viitorul. Ce va fi cu mine în viitor? Religia e pentru popor? În, doar așa să mă amăgesc? Nu, nu. Dacă eu sunt unit cu Hristos, eu pot fi fericit în prezent și în viitor. Dar eu trebuie să socotesc că nu doar faptul că sunt mort față de păcat, eu trebuie să socotesc și ce mă așteaptă în viitor. În viitor este această revărsare a bogăției Harului Său, nemărginită bogăție, bogăție nelimitată. Ideea de bogăția Harului în bunătatea lui Dumnezeu față noi în Hristos Iisus. Deci tot viitorul meu e legat tot de Iisus Hristos. Pentru că această bunătate, această bogăție Harului, doar în Hristos Iisus se revarsă. Deci am o motivație să rămân în Hristos Iisus. Dacă vreau să am un viitor luminos, vreau să vorbești de viitor luminos, singurul loc garantat pentru viitorul meu este în Hristos Iisus. În Hristos Iisus rezolvă problema trecutului meu. În Hristos Iisus am în certitudine vieți binecuvântate în prezent și în Hristos Iisus am această speranță pentru viitorul meu în Hristos Iisus. Doar acolo se va arăta bogăt, nemărginita bogăție Harului Se Doar în Hristos Iisus se va arăta în revărsarea bunătății Lui. Deci, revenim la Ioan 15, să rămână în El. Cum rămână în El? Rămânând în cuvântul Lui. Rămânând în cuvântul Lui. Nu se poate să rămână în Hristos, să nu rămână în cuvântul Lui. De aceea trebuie o nouă loialitate față de cuvânt, o nouă ascultare față de cuvânt, o nouă îndrăgostire față de cuvânt și o nouă trăire după cuvânt. Roada. Mlădița care este în viță, spune acolo în Ioan 15, aduce roadă. Vreau să îți mulțumesc acum la final pentru prezența la emisiune și pentru, iată, toată această incursiune în identitatea noastră spirituală, aceea de a fi în Hristos și cred că nu există un lucru pe care să ne l dorim mai mult în lumea aceasta decât să rămânem acolo în Hristos. Amin. Acolo unde ne-a ne așezat Dumnezeu. Amin. Și pentru cei care ne urmăresc în cadrul acestei misiuni, trebuie să aducem această întrebare pe final, dacă suntem cu adevărat în Hristos. Dacă sunt persoane care acum nu sunt în Hristos, nu sunt născute din nou, nu s-au întors la Dumnezeu, nu sunt aduși sau aduse la viață, în viață împreună cu Hristos. Dumnezeu face încă minuni și astăzi. Iar dacă suntem acolo în Hristos, să nu uităm că unul dintre semnele care arată că am rămas acolo este părtășia cu Hristos, dar este și roada pe care noi o aducem pentru slava lui Hristos până la următoarea întâlnire, când din nou ne vom opri atenția asupra cărții Efeseni, o carte frumoasă, o carte practică, o carte deosebită pentru că este cuvântul lui Dumnezeu. Radu Mariș vă dorește multă putere să aducem cu toții această roadă pe care o așteaptă Dumnezeu de la noi.